Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc ceva captivant, cum oamenii de la glorie și la fericire ajung la agonie. Știți că oamenii sunt în general dominați și în ziua de azi suntem manipulați pe lăcomie, pe egoism, pe calicie, pe mai multe lucruri, știți? Dacă nu avem busolă să ne ghidăm, sfârșim rău. O să vă povestesc istoria îngrozitoare a unui om care a vrut să fie și el cineva, un mare om de afaceri, o vedet, și până la urmă a ajuns să putrezească 26 de ani în pușcărie. Probabil că acolo și-a o să și moară, pentru că până acum a executat 11 ani din cei 26 pe care i-a primit și are deja 59 de ani, deci trebuie să mai stea încă 15 ani, deci face, ce mai, eu zic că nu mai iese viu. Deja eu am stat cu el mai multe luni la Rahova împreună, venise de la Giurgiu, de la Maximă Siguranță la Rahova pentru mai multe procese, pentru că nu a fost condamnat numai pentru că a omorât 4 bărbați și o femeie, adică a dat ordin să fie omorât 4 bărbați și o femeie, ci m-a mai avut și o înșelăciune și farsuri și instigare la omor, mai multe, s-au adunat foarte multe pe cazierul lui, să zicem așa. A început Sergiu Băhăian, e un individ de la Constanța, un peștișor mic care și-a început și el cariera ca toți peștișorii de debut, știți, ca cum au fost și Aldi Cămătaru, cum au fost și Ceapo și Pablo Escobar și Clanul Sportivilor și Fane Spoitoru și Gigi Boeru, toți au început cu mărunțișuri, adică vindea în buticurile de la Piața Romană din București borsete, mărțișoare, cravate, mărunțișuri de-astea care se căutau, știți? Era o chestie care, după părerea mea, cred că îl hrănea, știți? Dar omul a vrut să urce mai sus, a vrut să urce în Liga Superioară, probabil că avea și un egocentrism nemăsurat, că și asta e o problemă la unii oameni, au egocentrismul prea mare, știți? Și asta îi duce la distrugere. El nu i-a mai convenit banii care i-a luat de acolo și a vrut să urce în Liga Superioară. Liga Superioară a fost în 1995, când împreună cu câțiva complici a făcut un fel de Caritas, dacă mai țineți, escrocheria piramidală făcută după lovitura de stat, cu securiști, cu nu știu ce, unde toată lumea a pierdut și cel care a inițiat-o, adică ăla era săgeată și securiștii din spatele lui s-au umplut de bani. Așa și Sergiu Băhăian a făcut un fel de Caritas, a dat țeapă la vreo 5.000 de persoane, i-a lăsat pe ea în fundul gol, cum se zice, deci ăsta era debutul lui. La un moment dat a fost hătuit de poteră și împreună cu doi complici a trecut granița, au fugit în Ungaria, dar n-au fost așa deștepți să-și cumpere pașapoarte false, una alta, sau să ducă mai departe, s-au dus prea aproape. I-au prins ungurii și i-au extradat în România, unde a executat 5 ani de pușcărie și el și complicii lui. Asta a fost debutul într-o ligă superioară. Până 2010 a fost catalogat ca infractor, ca infractor și interlop. Așa, omul a încercat să urce într-o ligă superioară, că așa e la, ca infractor urci treptele de jos în sus, știi, ca și treptele unui bloc. Încep cu mărunțișul, cu găinării, cu șoricării, după aia plusesc ca la poker, după aia și mai sus și tot așa, până ori te prinde, ori dispar cu banii, că s-a mai întâmplat și chestii de-astea, unii au fost mai inteligenți decât potera, așa. El în 2010 a înșelat o familie, nu știu ce, s-a dat la fund. Acum vroia să treacă la o ligă superioară, adică nu-i mai ajungea banii. Anturajul lui, că întotdeauna anturajul te strică.
anturajul lui avea impresia că e plin de bani, dar el dătea impresia că e plin de bani, dar n-avea atâția bani cât credea lumea. Următoarea mișcare a făcut-o la modul următor. Ce s-a gândit el? Bă, frate, caut niște fomiști, că el era din județul Constanța sau de la Constanța. Caut niște fomiști, îi bag săgeți la înaintare, fac niște filme pe numele lor, după aia cecurile le lua el, ăia doar era în acte ca patron de firme, li s-a promis la fiecare, erau patru bărbați și o femeie, li s-a promis la fiecare că li se dă între 30 și 50 de mii de euro ca să facă firma aia pe numele lor. Oamenii în general erau amărășteni, știi, după în comune de alea sărace, pierdute și uitate de lume, până județul Constanța. Vă dați seama, sărăcie până la gât. Așa. Femeia aia cu anageta era de la Slobozia. Până la urmă, ce au făcut oamenii? Ăștia erau patronii de formă, adică de fațadă. El cu complicii lui manevrau totul. S-a axat pe firme de construcții. Deci lua marfă, plătea ceva, un avans acolo și a plecat cu marfa de proaică 10 sau sute de tone. După aia o vindea la negru și scotea bănuții. Când venea patronii să li se facă plata, ei deja marfa se dusese, banii, el era departe, deci nu putea să-l apuce, că ăia erau între el și lege, erau ăia, săgețile alea. Asta a mers așa o perioadă, până la urmă, tot căutând pe acolo, și Dicotul a descoperit că în spatele la șmecheriile astea era el, de fapt, știi? Sergiu Băhăian. Acum, ce s-a gândit el și complicii lui? Avea vreo 5-6 complici. S-a gândit să elimine martorii ca să taie, cum face și mafia. Dacă trimite un killer, trimite și al doilea killer să-l omoare pe primul killer și atunci nimeni nu mai știe de ce fusese omorât omul de afaceri sau politicianul sau patronul, știți? Trebuie să se taie lanțul. Așa a făcut și ei, dar au făcut niște crime prostești. Pe unii au sedat și au îngropat de vii și au acoperit cu niște plăci de beton. Pe unul tot așa l-au sedat și l-au aruncat de pe podul de la Cernavodă în Dunăre. După câteva săptămâni, Dunărea l-a dat afară și l-au găsit înfășura și niște folii de plastic. Pe coanageta de la Slobozia, la fel, au găsit o tranșată și băgată în folii de plastic. Deci, niște crime absolut prostești. O parte din ei au fost omorâți și aruncați în canalul Dunăre Mare Neagră. Deci, o aberație că apa întotdeauna scoate mortul la suprafață, să știe. Deci, mă rog, atât a adus capul, atât au făcut. Țapele care le-a dat era în jur de vreo 20 de milioane de euro, deci țepe ca lumea, dar normal, vânzând marfa la mâna a doua după aia și vrând să scape neapărat de ea, că era marfă fierbinte, ce avea acolo, saci de ciment, scândură, ce se folosește în construcții, cărămizi, nu știu ce, deci nu puteau să vândă la același preț și vindeau la prețuri mai ieftine. Dar mă rog, a fost un prejudiciu bun. Omul l-a mâncat în călcâie, să proaie că era și cum l-am cunoscut eu când am stat cu el bine, că eu l-am cunoscut în momentul când era deja apatic, era aproape distrus, era o epavă umană, probabil că nu știu dacă ajunge până la capăt, că știu că și complicii lui, unul a murit de sida în penitenciarul Spital Jilava, unul a murit la Rahova, s-a spânzurat, deci destine distruse. El la un moment dat, cum vă ziceam, l-a apucat și Pandalia să devină mecena al artelor. A sponsorizat filmul lui Caranfil, Asfalt Tango, a sponsorizat un album al Loredana Groza și după aia Fudulia l-a împins să ajungă și patron la Gloria Buzău, o echipă care juca mai mult până Liga a doua, mi se pare că a fost și în prima ligă, dar el a fost o perioadă patronul și finanțatorul de la Gloria Buzău. Deci asta era
pandalia lui de om de afaceri, de mecena cultural, nu știu ce, dar mă rog, bine, pentru la ea le-a convenit, dar el a aruncat niște bani aiurea, știi, că nu i-a adus nimica. Bine, s-au folosit Caranfil, care și-a scos filmul Asfalt Angol, Loredana Groza și-a scos albumul, ăia de la Gloria Buzău probabil că au mâncat 2-3 ani pe banii lui. El, până la urmă, s-a ales doar cu praful de pe tobă, să zic așa. Până la urmă l-au prins, dicotul l-au dovedit, l-au prins, i s-a dat 26 de ani pentru omor, instigare la omor, omor deosebit de grav, înșelăciune, falsul. Deci, o groază, în 2012 a primit 10 ani, până în 2013 a mai primit 12 ani, după aia i-a venit marea pedeapsă de 26, dar norocul lui, dacă pot să zic așa, că pedepsele s-au contopit, așa în România, orice pedeapsă se contopește și rămâne la cea mare. Cea mare era de 26, adică maximul. Deci în momentul ăsta, dacă are 59 de ani și trebuie să mai facă încă 15 ani, și aici 974, dar dacă o să stea numai la maximă siguranță, cred că nu face, cred că își dă, o să cadă pe baricade. L-am văzut, deja e apatic, nu mai comunică cu oamenii și când a stat cu mine în celulă câteva luni, comunica foarte rar, era retras, nu se băga cu nimeni, n-avea nicio treabă. Bine că îi mai trimitea familia bani, scrisori, vizite, dar mă rog, să zice că speranța moare ultima. Dar eu cred că asta e o învățătură de minte pentru mulți, pentru că nu trebuie să ne calici încă. Uite, dacă te calicești, trebuie să faci lucruri care nu trebuie să le faci, greșești, până la urmă te prind și după aia ai de plătit și ți-ai distrus viața. El deja, practic, după la 40 ceva de ani, acum până la 74 de ani, o să fie terminat dacă o mai face, că v-am zis, doi complici de-ai lui au murit în pușcărie, unul la Jilava, unul la Rahova, la un alt complice de-a lui a luat 13 ani, șoferul lui care l-am cunoscut la Rahova, Edi Mărculescu, a luat și el 13 ani jumate. El a zis că n-a știut, dar era aproape imposibil să nu știe ce făcea el, că l-auzea vorbind, nu avea cum. A luat 13 ani jumate și Edi Mărculescu, dar era un băiat de treabă, m-am înțeles bine cu el la Rahova, era liniștit, lucra acolo cu educatorii, ne scotea după în celule, ne chema la cursuri, la nu știu ce, ne anunța una alta la vizite, deci era un băiat liniștit, dar avea și el nevastă și doi copii lăsați pe drumuri. Acum eu nu pot să condamn pe nimeni, dacă și eu au fost înăuntru, știu ce înseamnă asta. E amărăciune, omul de foame și de disperare face orice. În același timp mă gândesc că ăsta a primit 26 de ani pentru 5 crime ordonate de el, nu făcute de el, ordonate. Și Iliescu, cârpa caghebistă, care a ordonat să fie omorâți 1240 de bărbați, femei și copii nevinovați, e liber, îi plătește lumea și luxul și hălăduiala până primăveri, are și vilă. Deci ăsta care a omorât 5, s-a ordonat să fie omorât 5, a luat 26 de ani de pușcărie și Iliescu n-a luat o zi de pușcărie și a omorât 1240. Acum să-mi spuneți voi ce părere aveți voi, dacă asta e justiție, dacă asta e dreptate și divină și omenească, și să-mi spuneți voi dacă e corect așa ceva ca unul care a ordonat 5 crime să facă 26 de ani, să moară în pușcărie, să putrezească, și unul care a omorât 1240 să nu facă o zi de pușcărie. Ne mai vorbim de cei care au tras la apuciu militar din decembrie 89, de generalii români, de MEAI, de la paramilitar, de la mascații lui Ceaușescu și toate trupele lui Ceaușescu, gărzile patriotice și toți care au tras în poporul nevinovat. Să-mi spuneți voi dacă asta e dreptate, dacă asta e justiție,
Dacă să-mi spuneți tot ce credeți voi despre treaba asta, mie nu mi se pare normal ca ăla să putrezească 26 de ani și ăla altul care a omorât 1240 să nu facă o zi de pușcărie. Să-mi ziceți voi dacă asta e justiție omenească sau divină sau dacă e corect așa ceva. Deci, camarazi, dacă v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!